Există o foarte mare frământare la nivel național, așa. Oameni care ar dori să se organizeze, să facă niște lucruri, să schimbe soarta țării, să schimbe lucrurile către care ne îndreptăm, către această dictatură cu iz medical, cu pretext medical, mai bine zis. Și au fost și întâlniri online, au fost și discuții pe marginea întâlnirii online. În final, treaba s-a petrecut exact ca la români. Se întâlnesc mulți oameni, 90% vorbesc ca să se audă vorbind și să se valorizeze în fața celorlalți, că ce deștepți sunt ei. Și la final nimeni nu trage nicio concluzie, nu se produce nimic constructiv, nu are loc niciun pas înainte, niciun fel de avans, evoluție, cum vreți să-i spuneți, construcție. Da? Se iese în continuare pe sistemul ăla, cineva suflă în fluier și restul se adună în jur și țipă niște sloganuri și am mai făcut un meeting și a mai trecut un an și au mai trecut 2 și au mai trecut 10 și au mai trecut 30. În esență asta este istoria post-decembristă românească a acțiunilor civice. Românii par să fie incapabili de construcție, incapabili de organizare, pentru că organizarea presupune muncă. Iar nouă ca neam nu prea ne place munca, sau majoritatea ăstora care vin către așa ceva n-au munca în sânge, nu vor să facă o activitate organizată, planificată, de care să se țină, adică pentru a face așa ceva ai nevoie de niște calități. Calitățile astea înseamnă seriozitate, înseamnă punctualitate, înseamnă dragostea de muncă, de efort, de a atinge rezultatul prin forțe proprii, înseamnă coordonare, muncă de echipă, da? Și înseamnă dorința de a lucra în echipă, dorința de a fi util la locul tău, pe bucățica ta pe care știi să o faci, adică recunoașterea propriilor tale capacități. E, aici, la punctul ăsta, noi suntem praf. Când se întâlnesc 10 nici care vor să facă ceva în România, 9 sunt organizatori, 9 vor să fie șefi și poate unul singur executant. Asta e România, ăștia suntem. De-aia nu iese nimic când e vorba de acțiuni civice. Ca să nu mai vorbesc că stăm foarte proști la capitolul idealist, idealism, adică majoritatea vin acolo nu cu intenția de a face ceva pentru țară, ci să le iasă ceva. Se gândesc că poate mă vede lumea prind un loc în Parlament, poate prind un loc de consilier pe undeva. Majoritatea sunt oameni fără muncă, fără ocupație. Dacă întreb din ce își câștigă pâinea, nu o să știe să spună foarte clar, o să o bălmăjească. Și aia înseamnă fie că sunt securiști, fie că trăiesc din diverse gheșefturi, mai mult sau mai puțin la marginea legii, pe care nu simt nevoia să le destăinuie. V-am făcut așa o paletă foarte scurtă, un briefing al situației nenorocite a mișcărilor civice din România. Acum, eu mai am un argument pentru care de o vreme încoace evit să mă mai duc la tot felul de lucruri, pentru că le consider pierdere de timp. Să vă explic de ce. Am dat și în trecut și dau și în continuare exemplu Iobicului. Mișcarea naționalistă din Ungaria. O dădeam ca exemplu încă de pe vremea când eram în Noua Dreaptă și spuneam, bă, degeaba lătrăm noi la unguri, că ungurii ne dau clasă la organizare. Domnul Tudor Ionescu, da? Noi am rămas la fluturat de steaguri, la contramanifestații, ei au intrat în politică și au intrat în politică inteligent. Adică nu făcând alianțe cu foști securiști, nu acceptând sedii de partid de la tot felul de îmbogățiți din furturi naționale ca să decredibilizezi situația, mișcarea, și pornind de jos, de la educarea tineretului. Educarea tineretului. Ungurii au înțeles un mecanism care este cu adevărat spiritual. Și acum o să vă spun exact ce am mai spus astăzi unui grupuleț care m-a vizitat la birou și am stat de vorbă și vai, dar de ce nu facem aia? Și n-am explicat
și au plecat cât de cât dumiriți. Dar mi-am dat seama că lucrul ăsta trebuie să-l fac și public, ca să se mai înțeleagă. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până ne intre tuturor în cap că nu poți să te ridici de la pământ trăgându-te singur de urechi. Că nu poți să schimbi calea unui tren, da? Care are șine, are drum, are viteză, are absolut tot, din momentul în care l-ai zărit, da? Adică tu nu ești Superman să pui o mână în fața trenului și să-l oprești sau să-i schimbi traiectoria. Trebuie să te duci la cauzele și condițiile care au generat plecarea trenului din gară spre o anumită destinație. Adică ceea ce vreau să spun este că în concept de destin, de karmă globală, națională, noi în momentul de față experimentăm o realitate a cărei rădăcini sunt adânci în trecutul nostru, în urmă cu un an, 5, 10, 50. Da? Cineva, niște băieți au muncit foarte mult și continuu și cu foarte mult spor ca noi să ajungem unde am ajuns astăzi. Leneși, bețivi, lipsiți de cuvânt, lipsiți de empatie unii față de alții, lipsiți de bun simț, lipsiți de curaj, lipsiți de dăruire, de idealism, lipsiți de organizare, lipsiți de ordine și disciplină. S-a muncit la treaba asta, s-a erodat în permanență educația. Ia verificați în istoria noastră post-decembristă de câte ori a luat PSD-ul și UDMR-ul Ministerul Învățământului, cel mai important minister, pentru că eu i-aș spune Ministerul Viitorului. Pentru o țară, viitorul reprezintă educația, reprezintă tinerii care vin din urmă și vin cu o concepție nouă despre viață. L-au dat UDMR-ului ca pe un fel de pleașcă de asta electorală. Ia, luați-mă și voi aici un os, că nu ne trebuie. Păi bă, ăia prin statutul lor sunt declarați dușmanii României. Ăia vor să rupă România în bucăți. Asta e scopul lor. Ei visează la Ardealul Unguresc. Cum vrei să-ți dizolve ei țara? Păi ei nu pot să o facă. Ei au înțeles că ei nu pot să o facă acum în prezent. Și atunci ei o să o facă peste 6 ani, peste 10 ani, peste 15 ani, 20 de ani. Nu contează cât durează planul lor. Important este că iau un proiect și îl duc la îndeplinire. Iar noi n-avem niciunul. Și atunci băieții acceptă cu foarte mare drag Ministerul Învățământului. Și îl iau și îl fac praf. Fac praf învățământul România. 30.000 de manuale alternative, 40.000 de programe școlare, 50.000 de ordine contradictorii referitoare la organizarea, adică bulibășeală totală a învățământului. Da? Ca să nu mai spun că se încearcă asidu distrugerea sentimentului național. Păi dacă tu plătești prost profesorii și îi chinui și îi țip cu titularizări din astea de moment și toate mizerele, nu intru în detalii, e clar că tu distrugi sistemul. Ce au făcut ungurii, ca să înțelegeți care e modelul pe care noi trebuie să-l urmăm? Păi, au făcut niște asociații. Bun, asociații avem și noi. Doar că ale noastre nu fac nimic decât flutură steaguri la mitinguri. Nu, ei au făcut altceva. Au făcut proiecte pentru tineri, pentru școlari și au mers și au zis Ministerul Învățământului, vrem și noi să mergem în liceu Petofi Șandor să prezentăm un program în săptămâna altfel sau în orele de dirigenție despre simțul civic maghiar. Ministrul s-a uitat pe hârtiile alea, a văzut că e o organizație locală, a văzut că acolo erau trecute chestiuni despre steagul național, despre mândria de a fi ungur, despre istoria maghiarilor și a zis, bravo mă, faceți! Excelent! Că și așa profesorii noștri sunt obosiți și deja plictisiți de a repeta de la an la an toate chestiile astea. Și nu i-au luat pe copii doar în săli. S-au dus și le-au pus diapozitive. Nu, au zis copii, în săptămâna altfel noi, asociația Coșul Laioș, vă ducem la muzeul nu știu care să vedeți glorioasa istoria Ungariei. Păi și au luat așa pe copii și au dus. Și au făcut asta un an, doi, trei, zece. Și între timp copiii aia n-au învățat doar despre istoria Ungariei. N-au prins doar cărniță pe sentiment naționalist. Au învățat și că organizația cu tare iubește Ungaria, își dorește bine la Ungariei. Adică nu poți să care apă cu o găleată fără să uzi găleata. Asta înseamnă. Adică
tu, ca organizație civică, tu ai căpătat încredere și respect și stimă din partea copiilor ălora. Ai căpătat o imagine în fața lor. Și au trecut 5 ani, 10 ani de astfel de acțiuni civice. Știți ce au făcut băieții aia după? Foarte simplu. Au zis, noi toate organizațiile astea mici, asociații, ONG-uri, ne unim într-un partid care se numește Iobbik. Noi suntem aia care v-am învățat despre Ungaria și vrem să ne votați. Știți ce s-a întâmplat? Au luat voturile ungurilor, pentru că tinerii aia care pe vremea aia erau copii, între timp au crescut. Și n-au mai votat PSD-ul, n-au mai votat PNL-ul unguresc și ce mai dracu mai au ei pe acolo. I-au votat pe ăștia, pentru că îi știau din școală. Bă, ăștia să ia, mă, care au venit la noi și ne-au învățat despre și cât de frumoasă e Ungaria, mă. Noi de ce nu putem să facem chestia asta? Pentru că noi suntem leneși. Pentru că nouă ne place să ne auzim vorbind. Uite, și recunosc că asta e o vină. Suntem palavragii, o nație de palavragii. Am preluat-o de la grecii, de la fanarioții care au venit aici cu limba dulce. Și de ce nu putem să facem și noi la fel? Uite, noi am făcut cu asociația, cu ATSA, Asociația pentru Dialog și Solidaritatea Avocaților. Am făcut astfel de proiect, se numea Împreună stopăm infracțiunile școlii. A fost doar pe bucățica cu infracțiuni, cu astea, și a fost foarte bine primit. Asociația și-a dobândit o notorietate extraordinară în rândurile copiilor. De ce nu se poate face așa ceva? Să facem cursuri de pregătire, orientare vocațională. Nu există în România așa ceva. Nu vine nimeni să vorbească despre meserie în România. Copiii pleacă dezorientați din școală. Da? N-au nicio direcție. Ce învață școală nu le folosește la nimic. Vorba uneia. A mai trecut o zi și încă n-am folosit la nimic teorema lui Pitagora. Trebuie să-i ajutăm, trebuie să le dăm o direcție și trebuie să inspirăm acest suflu naționalist pe care statul nu are niciun interes. Statul este vândut, statul este... Și nu ne oprește nimeni să facem chestia asta. Sunt atâtea organizații care au tone de bani, tone de bani. Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare SRL din România, care zice că iubește România. Biserica Ortodoxă Română are bani cu ghiotura pe care îi papă în reviste gen d-alea cum avea Mugur Vasiliu, AXA și alții care se vând la toate mănăstirile și la toate astea, și băieții ăștia încasează o poală de bani, sau cum era ăsta Iulian Capsali și alții care mănâncă, inclusiv ăsta care este la era un băiat ăsta care scria și toată viața, el n-a fost angajat decât la reviste astea și câștiga foarte bine de la... Bă, nene, dar nu mai scrieți, veniți în școli, veniți în licee, către copii, către oameni. Faceți un efort pentru generație viitoare, pentru că generația noastră e pierdută. Este clar că noi nu mai putem să mutăm trenul din de pe șinele pe care le are acum, însă următoarea garnitură putem să-i schimbăm direcția. Asta încerc să spun. Noi nu mai putem să schimbăm acum cauzele și condițiile pentru prezent sau pentru viitor apropiat. Ce să fac eu? Să fac partid cu nu știu cine și să mă duc și să... În partidul ăla ce să fac? Da? Să fim la fel cum este Aurul acum în Parlament. Aurul reprezintă o minoritate. O minoritate confortabilă. Să fie cât să nu dispere lumea, cât să nu iasă să le dea în cap la jegoși ăștia comuniști vopsiți în PSD și PNL și toate partidele astea compromise, care din 4-4 ani ne mai mint odată că ei reprezintă șansa și schimbarea. N-ai cum să schimbi politica cu astfel de, partide care au oameni compromiși. Iar ca să intri cu un partid mic și să nu faci nimic, să dezamăgești 4 ani, este iarăși nimic. Lucrurile trebuie schimbate din rădăcini, trebuie de la cauzele lor. Nu ne oprește nimeni să mergem în școli, să mergem în pușcării, să mergem în țigănii, în cartiere amărâte, sărace, să facem programe sociale. Avem nevoie doar de bunăvoință, organizare, tenacitate, perseverență, rigoare, da? Corectitudine, lucru de echipă, adică exact chestiile astea care ne cam lipsesc. Da? Și de asta spun, ăștia care
tot visați la locuri în Parlament și că vreți să schimbați lumea de acolo, de pe niște scaune, uitați-vă, bă, că în ultimii 30 de ani au mai fost oameni binevoitori. Nu sunteți voi nici primii, nici ultimii. Dar sunteți prea naivi și lipsiți de metodă. Nu înțelegeți niște mecanisme spirituale. Da? Nu poți, dacă ai plantat mei pe un câmp, ca în anul respectiv să culești tu altceva decât mei. Nu poți să culești porumb, nu poți să culești grâu. Trebuie să semeni altceva dacă vrei să culegi altceva. Asta este lecția pe care trebuie să ne însușim, să înțelegem lucrurile în profunzimea lor. Societatea românească e o societate distrusă din punct de vedere moral, distrusă din punct de vedere al fibrei noastre naționale ca și calități umane. Avem atât de puțini oameni corecți și atât de puțini oameni organizați și asta se vede doar dacă încerci o afacere în România, dacă vrei să-ți faci o afacere și cauți angajați. Păi în ziua de astăzi în România nu se poate să faci o acțiune, o afacere on detail, în care să ai un vânzător să vândă ceva ce tu produci sau comercializezi, fără să pui camere, prietene, că te fură de te rupe. Face 10 pentru el și una pentru tine și la final tu tragi linie și îți dai seama că tu l-ai crescut pe angajatul ăla ca el să-și facă deală, casă. Și chestia asta vă spun că n-am auzit-o într-un singur caz, în 99% din cazuri. Românii sunt hoți, avem probleme morale grave ca națiune. De ce? Pentru că am primit exemple repetate în toate acestea. Nu că suntem noi mai proști ca, sau mai răi ca alții. Nu, ni s-a oferit, am fost în permanență hrăniți cu otrăvuri, cu exemple otrăvite de oameni și am văzut că asta este de fapt regula succesului, că numai așa se poate reuși în viață. Și atunci instinctul de supraviețuire a primat în psihologia asta modernă, colectivă. Și oamenii au zis, bine mă, dacă numai fotbaliști și curve reușesc în viață, ne facem cu fotbaliști și curve. Dacă numai hoți și turnători și pescuitori în ape tulbure, asta ne facem. Nu trebuie să ne mirăm, pentru că există o lege a eficienței în viață. Ca să reușești, trebuie să alegi formula care vezi că este câștigătoare întotdeauna. Nu contează cât de morală este. Asta înțelege românul de rând. E, dacă vrei să schimbi lucrurile astea, trebuie să oferi un alt exemplu. Nu ajunge să te plângi, să zici, da, suntem într-un fel, sau latura aia altă, patriotarzii aia negaționiști. Nu, că cine vorbește urât despre români și România este un trădător de nație, că de fapt noi suntem cei mai buni de la Burebista încoace, cei mai curați și mai drepti dintre traci. Hai să moară măta, pe bune? Ia arată-mi, dăm de o exemplu. Ai făcut vreo afacere în România să vezi cum îți iei țeapă? Cu cei mai deștepți și mai buni dintre traci? Și mai vitezi și mai nu știu cum? Păi nu ai făcut. Tu ești doar la mandolină, cânti ca și Orban. Poezia. De asta spun că lucrurile trebuie schimbate de la bază, de la rădăcină. Dacă nu, asta este sugestia mea care o dau organizatorilor respectivi. Bă, oameni buni, identificați în zonele voastre în care sunteți. O școală, un liceu, o din asta, aveți calificări. Mulți sunteți cu studii superioare, faceți, mă, un ONG, vi le fac eu, nu mai vreau să-mi facă ăștia plângere la baron, nu mai zic că vi le fac gratis, da? Vi le fac, vă fac ONG-uri, da? Veniți, minim 3 membri, facem câte un ONG, acum este foarte simplu să-l faci, nu mai ai nevoie nici de patrimoniu inițial, nici de nimic. L-ai făcut, l-ai trântit acolo, te-ai dus la primărie, te-ai dus la minister, unde vrei tu să te duci, nu trebuie să ceri finanțare, o faci pe, da? Cât costă hârtia de tonerul de imprimantă? Faci proiectul, te duci și la probă, faci parteneriat public-privat cu primăria sau cu școala sau cu ministerul, cu cine vrei. Ei, trei băieți, faci o programă și mergeți eventual în acest parteneriat și cu un membru. Noi ăștia cu ATSA mergeam cu cei de la jandarmerie, de la ANA. Și ei au fost foarte încântați de proiect. Adică se poate face. În țara asta este o ariditate extremă, o lipsă de cunoaștere, de cultură, de învățământ. Nu degeaba țările care au cel mai mare avans economic și cel mai înalt nivel de trai
au investit foarte mult în, în cultură, au investit foarte mult în învățământ. Finlanda, pe primul loc în lume. Danemarca, Suedia, Norvegia. Păi, bă, nene, ce au ăia și n-avem noi? Oameni care au înțeles valoarea pregătirii. Da? Toată lumea se plânge, doamne, țiganii, că a crescut infracționalitatea. Bă, da, voi v-ați gândit la oamenii ăștia că ei n-au nicio opțiune. Ei, exact ca și noi, ignoranți complet. Fac ceea ce au văzut și ei că merge. Dacă merge cu facturi, factura la colțul străzii. Când nu mai merge cu factura, ia să vedem ce facem. Tablă, furăm cabluri. Nu mai merge nici cu furatul de cabluri. Vindem droguri, nu mai merge nici cu aia. Ei întotdeauna aleg alternativele care viața le oferă, le scoat în cale. Tutun. Da? Tutun, da, acum e cu tutunul. E trafic de tutun, frate, din Turcia, din Via Bulgaria, se aduce tutun de nebunești, de peste tot. Ce să spun? Că noi vedem din penal, noi vedem din perspectivă penală cu ce se mai umple boxa. Când intri în sala de judecată, vezi cu ce e plină boxa. Ei, oamenii ăștia nu-și mai trimit copiii la școală, că școala nu-i ajută cu nimic. Da? Hai bă, ăștia, Provita, faceți, mă, burse pentru țigani. Faceți burse educații, da? Pentru că a mai fost un primar care a făcut așa ceva. În primul an le-a oferit burse, a zis cine nu-și trimite la școală, copiii nu mai primește nu știu ce ajutor, care îl inventaseră ei. Și au trimis ea copiii, că aveau nevoie de bani, amărâți. Al doilea an la fel, al treilea an la fel, deja de la următoarea generație și-au trimis copiii fără să mai fie nevoie, că au văzut că educația contează. Au văzut că e bine să știi să citești, e bine să termini o școală, că ai o șansă să te angajezi, să faci ceva, să faci o afacere. Asta este calea. Nu vrăjeală, nu țipat, nu... Trebuie schimbate bazele fundamentale. Acțiunilor noastre. Oprește-te, că e asta, Mihai. Oprește-te.